Big like. Bă, dar nu mai vrea să iasă, gata, mi-am pus belciuc. Uite, bă, cum stă asta. Mănânc așa? Nu cred. N-ai curaj? Ba da, dar mi-e frică să nu mă înțepe asta. E asta aici. Și nu se oprea cura pe mâine acum, da? Vai, nu cred. Deci, dacă... Mamă, ce dulce e. Mamă, la trebuie și tu, suntem doi la doi. Doi acolo, dar numai unul la trebuie, vezi, ca și mine. Hai, gata, a început și ăla. Hai, salutări. Azi am ieșit la vânătoare de căpușe. Mergem pe dealul să vedem câte căpușe o să prindem de noi. Se prind, de fapt, ele de noi, nu noi pe ele, sau ceva de genul. Sunt împreună cu Pavel, aici, care nu-l vedeți. Ce vrei? Ha, eu începeam filmarea cu ăsta. Mergem să facem antrenament. De fapt, prima și prima dată am fost la nou loc de antrenament cu bare, de la baraj, numai că era eveniment, a fost o nuntă, era de fapt, se începea acum o nuntă, after party după nunta de ieri, că a fost sâmbătă și azi duminică, și ne-am antrenat vreo 10 minute și după care au venit cineva de acolo și au zis, băi băieți, azi e rezervat, îmi pare rău, toată zona respectivă, și mie îmi pare rău să plec acasă, dar asta e, trebuie să plecăm, n-am apucat să facem mai nimic acolo, doar încălzirea, și acum mergem la deal, uite, era să zic că e uliu, da. Hai să luăm pe aici. Mergem, ai pus ceapă aici, mă? Da. Mergem la teren, la ceapă, Pavel. Că e bucata lui aici. Da. Ceapă, cartofi, avem și de mâncat, gata. Ce să mai facem, și o salată. Barabule cu ceapă. Ha. Mai ai de pus, nu? Da. Hai, hai. Hai, mergem la bucată, să sărim. La cauciucuri un alta. Prășim. Prășim? Vrei să prășim? Da. Ha, la prășit. Hai băieți, cine ajută la prășeală? Că dar ar trebui, o, ce buruian ai. Ce? A, stai că e și cartofii deja. Da. Iau băieții. Păi și cartoafa, ceapa. Sperăm să dea ploi. Da, asta e acum, să vină ploaie, că dacă nu-i ploaie... O, ai și albinele aici, tu. Au ploaie așa bună. Stai așa că... Ai și albinuțele. Și albinuțele, e pericol. Zumză e? Da, deja au ieșit la... Hai să mă piște acolo. Asta e. Asta e. Nici eu. Păi și eu sunt alergic. Te umfli? Da. Explodezi? Da. Nu știu ce mi-a dat căuțul de bani. Și îngrășământ. Avem de toate aici. Da. Sărituri nebune. 2023 o să fie. Bai, fac și eu un vlog, așa mă filmez în gură. Direct în gură mă filmez, filmez cerul. Așa, ce ziceți de varianta asta de vlog, e faină? Hai că am ajuns. Hai, avem și saltea să dormim. Hai să facem tutorial cum să prindem șopârle. Paianjen, dar n-ai gumă și nici ață. Smoală, ceva? Uai... Luăm târzenei. Ia uitați, loc de antrenament aici frumos, cauciucuri, salte, luțe, pământ. Nisipul nu prea mai e nisip, e astupat de iarbă. Dar aici ar fi trebuit să fie ceva loc cu nisip. În vârful dealului frumos. Așa, nu ne deranjează nimeni, nu ne mai trimite nimeni acasă ca o nuntă, doar să aibă nuntă greierii pe câmp. Nu știu, vreo vulpe, vreun șobobalazaur, o mimobală, îmi faci poză? Băi, ce-ai făcut, mă? Unde ai băgat picioarele? S-a alunecat? S-a alunecat, mă! S-a alunecat. M-am agățat în prima parte. Bă, dar cred că se vede mai bine dacă mă întorc. Mamă, în direcția asta. Te prins aici. Opa! Sărântura la capră! Da. Da. Bă, dar e tare, s-a întărit, a făcut, zici că e... Stai să-l întorc mai degrabă. Cred că așa. Cred că așa e ok. Am prins-o! Ai prins-o pârla? Era chiar acolo, mă? Da. Da? Bă, ține cauciucul sau mă duc? Ține. Hai. Cum era, Snic? Ce? Salutare șacalilor, ce faceți? Florentin Hriscu. Noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Pa, pa! Și o prunica presintă... Cum stea?
Era dintr-o parte în alta. Bă, telefonul tău e acolo, bă. Big like. Vlog în vlog? Da. Așa. Stai să bun. Și camera ta. A prins Pavel o șopârlă, prima șopârlă. Deci te-ai uitat vreodată la ea așa cruciș în față, amețești. Ia uite cum, deci. Ia uite. Stai așa. M-a prins șopârla de nas, ăsta e titlul la poza de thumbnail. M-a prins șopârla de nas. Da. Eu fac și poze acum. Ah, stai că mă gândesc la ceva pe la picioare. Bă, dar nu mai vrea să iasă, gata, mi-am pus belciuc. Uite, bă, cum stă asta. Nu știu dacă se vede. Vai, cum curge stă muci. Bă, nu cred, fii atent aici, adică. Simt că am ceva pe față, dar nu-mi dau seama ce. Vrem aici filmăm, vlogul lui Bogdan aici. Deci eu așa mă văd pe vlog la Bogdan. Simt că am ceva pe nas. Băgați mare like. Salutări. O să o lăsăm acum să plece. Hai, fugi. Fugi, 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 gata, s-a dus. Sunt foarte multe pe aici, dar e mai greu de prins, de găsit. Băgăm un backflip 100 de la. Iată. Dacă te vezi. Ha? Nu știu dacă te vezi. Oh. Ah. Mamă, mă. Ui, scuze, m-am aruncat exact în tine. Ia bricheta. Vin acolo sau... Poți să vin acum? Sigur nu mă pișcă? Ha, dar acum nu se ieși de afară? Da? Da, cu vorbim cu partea aia. Hai, trebuie să-i faci, să-i bagi cu fum acum. Da. A venit Danu, fratele lui Pavel. Salut, salut. Și o să umble puțin la stupii la albine. Dar ce vrei să le faci mai exact? Era să mă uit să văd dacă au pus un car, dacă au stăt la mine. Să văd dacă se bag din car. Poți să scoți acum ceva miere sau o bucată de... Nu cred că poți scoți. Îmi dai o bucățică de fagure să-mi da, să mestec. Sincer, da. Mai data trecută când m-am uitat nu aveau mai nimic, mai greu nu aveau. Dar acum încep să... că normal ar trebui să adune, că... De la rapiță trebuie, dar trebuie să fie adunat. Da. Da, poate am și o bucățică, noroc să mănânc proaspăt acum, dar să nu fiu înțepat că sunt alergic. Nu e exagerat de alergic, dar... Da. Uite că văd că deja mișcă. Zumza e. Băi, mă dau în spate. Da, da, și Pavel aici. E frică și lui. Așa. E bine aici dacă stăm? Da, da, văd. Cred că pot vin și mai aproape. Vin mai aproape? Da. Mi-ar plăcea și mie să am un stup de albine, dar asta mi-e teamă, ca să nu... Mă, dacă ești doar alergic, nu doar te umpli așa... Mă, umpli puțin. O înțepături, după o să te umpli și tine. Da. Nu mă umpli exagerat, dar... Nu pleca. Ți se face rău, da, mai bine să stai... Poți să vin mai aproape. Vin mai aproape? Da. Da, sunt mai calme. Da, dacă le dai cu fum, după aia se calmează și mai tare. Ce? E goală? Aici e goală. Păi și de ce? Am zis că... Păi și acum mă dau iar în spate. Da, nu, poți să stai de-a... Să fumezi acolo. Ar fi greu când mă pisc cu tăna din ea. Dar câți stupe ai? 2, 3? 3. 3 care au în ei? Da, da, da. Mhm. Mm-hmm.
Vrei să ridici rama? Uite, are aia cu miere. Ce au? Bot, e început de bot, mi se pare. Cum adică început de bot? Poți să mă apropii? Vor să-și tragă... Să zic că nu mulțească. A, sunt larvele gen. Se scoate de asta, matcă. Aha. Poate să înloiască. Da, sper să nu fie... Cred că mai bag un cu o ramă sau două de astea. Mi-ai bași rame? Da. Uh-huh. Normal trebuia să le iau cu faguri, da. Da. Dar n-am mai avut timp să mă duc după faguri. Le bag așa. Le bag simplu, fără faguri. Doar rama... Am înțeles, păi și fac ele, nu? Da, și fac ele, și credeți că... Dacă ai avea o lingură, să poți să trag... O lingură să trag miere? Da, să trag miere, așa să trebuie să sau să vei să iei cu degetul dacă... Să iau cu degetul? Nu mă înțeapă? Dar trebuie să nu faci mișcări bruscă. Vai, dacă mă atacă. Păi asta e problema, că e riscul să fie înțepe. Vai. Dar bucățica aia de fagure n-are pe ea? Care ai rupt-o? Aia nu are miere. N-are miere. Nu cred că am prin ghiozdan nicio lingură. Sau s-ar putea, nu știu. Dacă am ghiozdanul în partea lăsat. Pe asta le-am pus acum o săptămână, era ca asta, așa. Deci cum au clădit-o. Într-o săptămână au făcut așa? Da. Deci era ca aia goală și într-o săptămână au făcut-o așa? Da. Wow. Au umplut-o aproape. Uh-huh. Cu fagure. Și nu poți să rup de acolo, nu? Că și ele văd că. Deci înțeapă. Da. Am înțeles. Dar trebuie să găsesc pe aici undeva. Dacă le dai puțin fum, oare pleacă sau ce fac? Da, dar poți să vii să iei așa. Poți să vin? Da, ia vină, dar vină ușor, da? Încet. Și vorbesc încet sau mai tare? Poți să vorbesc. Vai, deci eu mă risc acum. Să te dai lângă stup ca să prinzi mirosul de la albină să vină peste tine. Da. El e ca să te accepte cum ar fi într-un fel. Vai, e prima oară că stau atât de aproape de un stup. Vai de capul. Stai să demn asta nu prea are. Mamă, e prima oară că stau. Deci uite-le pe alea. Mamă. Mă ia cu tremura puțin. Nu deci trebuie să faci mișcări bruști ca să nu le agiți. Deci dacă fug, mă prind. Mă fugăresc kilometri, cred că. Da, cel puțin trebuie să te dai ușor, nici să nu să iei de la bani. Uite. Vai de aici poți să bagi mâna. Acolo. Ai vezi ușor, vai, da? Vai. Serios, așa și mănânc așa? Nu cred. N-ai curaj? Ba da, dar mi-e frică să nu mă înțepe asta. E asta aici. Și nu ți-o prea cura pe mâine acum, da? Vai, nu cred. Deci, dacă... Mamă, ce dulce e. Mamă, direct de la sursă. Bă, e prima oară când fac asta. Bă, și sunt pielea goală, frate, dacă mă înțeapă ăstea, sunt mort. Mi se pare că am văzut matca. Mamă. Vai, dar ce bun e. Vai. Aș mânca niște fagure. Aș mesteca puțin. Vai, ce dulce e. Bun. Trebuie să le bag aici. Wow. Le bag, cred că, două deci nu rame. Vine să cred că am făcut asta. Le bag două rame, tot la fel o să vin peste o săptămână. Și trebuie să le dau de aici. Și miere la cât timp scoți? Păi eu am să scot după ce umplu asta cu tot cu rame. Și normal pot să-i pun deasupra, cap. Încă un nivel de asta. Și pe ăla îl umpli cu tot cu miere și scot de la ăla. Da. Vai. Și pe asta tot la fel. Data trecută am pus-o. Deci într-o săptămână au clădit-o așa? Wow. Asta nu prea are miere. Nu, dar uite, vezi că ori e ou proaspete. Vezi niște bastonași în celule. Da. Din ăla ies larva, da. Da, se vede și pe acolo, mai ales multe. Normal trebuia să le pun... Să le pun faguri cu celule pentru cuib.
așa dacă le pun, da, nu pot să scoate celula, vezi cum face celula, e prea mare, cam mare celula, vezi că are celule mari și... Da, observ că-s mare. De acolo iese bundare. A, deci din celula aia mare-s bundare? Da, că... Trebuia să le pun eu... Dar n-am timp, n-am avut timp să mă adus. Am înțeles. Băi, mă îndepărtez în ceas sau cum fac acum? Da, dacă vrei să pleci, te îndepărtez în ceas. Aș vrea să mai mănânc, dar nu am curaj prea mult. Vai, mamă, dar ce bune. Hai să văd pe asta. Ce s-a... Ce s-a întâmplat ceva? Parcă au dat să... Să roiască? Să se agite. Să... Vai, eu mă îndepărtez ușor. Mi-e frică, deci... Trebuie să nu cal, să nu-mi sune telefonul sau ceva pe sunet. Nu mai umblu la asta, îi pun... Nu mai umblu la aia, ți-e frică? Nu, ideea că nu mai am ce să văd. A. Nu văzut suficient, le pun... Am înțeles. Două rame, a, deci la alea n-are ce să mai umblu, ok. Mamă! Bă, eu mă uit, dar poate să vină o rebină din orice direcție. Bă, bă, e bună direct, n-ai ce zice, naturală. Mă, băi, știți cum îs așa, puțin panicat, că eu am o mică alergie la albine. Când am fost copil, cred că nu m-a mai pișcat o albine de atunci, de în clasa 8-a, aveam 14 ani. Și m-a pișcat una de deget și mi s-a umflat toată mâna mi s-a făcut mânușă de baseball, foarte mare. Mi-a fața, așa. Și mi-a făcut fața, pe tine? Bine, ideea e că doar zona respectivă și în câteva zile, o zi, două, trei, se retrage. Dar normal că venit de albină chiar e bun, e, din ce am înțeles, e bun venit de albină, nu? Da. Adică unii fac tratamente cu asta. Că albina își lasă acul acolo, nu e ca viespa. Viespa poate să te înțepe de 100 de ori, dar nu e atât de puternic veninul. Pe când la albină îți lasă, ea moare după ce își lasă acul, știu, și bagă mai mult venin, pompează acolo. Da, nu zic de mie, că bună, naturală. Da, să vedem noi cum se vede. Da, Pavel, a filmat de la distanță mai... Stai să vezi poze. Stai. Ce ai făcut? Am făcut câteva poze, da. Bine, în ceață, dar pe video se vede mult mai bine. Aha. Că am și filmat în timp ce... Da, da, da. Wow. Oricum, se vede pe video, se vede, stai să dau, da, video. Unde-i video. Da, da, da. L-a deschis pe al doilea acum. Ia uite, și acolo. Ia uite. Gata. Am avut parte de o primă experiență de genul ăsta. Danu încă mai verifică acolo și la celelalte, să vadă dacă e treaba bună. Plecăm acasă. Cam asta e. Mi-ar plăcea și mie să am albine, dar v-am spus, mi-e teamă să nu mă înțepe. Deși la un moment dat tot o să te înțepe. Cred că și pe el l-a înțepat de o grămadă de ori, nu? Da. Că n-ai cum să nu te înțepe uneori, mai ales că umbl așa fără. Dar s-a obișnuit, s-a învățat. Da, cam ăsta e vlogul, puțin antrenament, puțin o șopârlă, o albină, o miere, o una alta, o natură. Am fost, n-am mai filmat, ne-am dus în partea aia, am făcut un live pe TikTok, am buzunarele pline de zarzare, de gorgoaze, de corcodușe, am mâncat, ne-am umplut burțile, ne-am plimbat, am făcut poze la păsări, ne-am relaxat, așa că abonați-vă că o să mai urmeze multe vloguri.